shine. Ei, salutare jupânilor, bine ați venit la un nou episod de și despre Clash Royale. Astăzi deschidem împreună primul draft chest de pe Surdacio. Și de ce am vrut să pun acest episod? Fiindcă este unul special. Eu am început să filmez pe acest cont din din training camp, exact de la episodul 1, chiar dacă am jucat și pe alte conturi și am reușit să ajung mai sus, mi se pare că e mai special contul ăsta, fiindcă am luat-o de la zero și am și filmat. Și am zis, băi, hai să deschidem primul draft chest, fiindcă chiar este un moment destul de important. Unii ziceau, nu credeau. Sperau să nu ajung niciodată aici, uite că nu s-a întâmplat așa, din păcate pentru ei, din fericire pentru noi. Sper să luăm legendară, va fi un episod așa rapid, un episod spontan, mi-a venit așa, bă, hai să-l filmez, de ce să-l deschid singur, fiindcă nu mai am nevoie de câteva cărți la Minion Horde și o să-i și maxăm, o să facem și episod. Hai să vedem ce ne dă. Cum am zis, sper să iau legendară din primul meu draft. Este 1945 gold, e bine, comunele bune. Luăm bomber, că avem mai puțin. E bine. Ha, fireball sau dart. Bă, aș lua dart goblin, mă, fiindcă nu știu, mi se par mai OP și fix pe ăsta le iau. E cu legendară, e foarte bine. Rage sau, nu, freeze sau rage. Luăm rage. Sunt fan rage. Pe lângă freeze. Și hai să vedem, mi-aș dori, nu știu, miner, frate, dă minerul. E incredibil, nu vrea să-mi dea niciodată minerul. Bă, ești proza ca, bă, dar nu vrea să vină minerul ăla și nici măcar nu mi-a dat loc sau Ice Wizard din deck. O să iau bandita, bineînțeles, fiindcă este, da. Nu știu, avem clan chest? Dacă avem clan chest, îl deschidem. Nu avem clan chest, dar nu-i nimic. Hai să donăm aici, Valkyrie nu dăm. Cere Minion Horde. Pa, ajungem la un 4740. Cu goldul stăm bine. Peste 400.000, aici avem vreun bănuți. Da, și în curând maxăm hoarda și o să fie foarte bine, fraților. V-am zis, o să fie și episod cam scurt ăsta de astăzi, dar eu zic că o să vă placă, că vă place, de fapt, deja vă și uitați. Eu am fost Surdacio, acesta a fost episodul, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire și respect, nu? No.